totuși dragostea nu-i simțeai, cum te căuta, cum te copleșa. Simți cum te cheamă mereu Eternul din sufletul tău. Stai și asculți cum bate ușor la inima ta cerului dor. Un nou început El poate să-ți dea chiar aici, chiar acum. În dragoste divină te va purta. El va fi mereu chiar lângă tine. Vei fi pe vecea lui lângă inima sa. Din această zi până în veșnicie, în dragoste divină te va purta. El va fi mereu chiar lângă tine. Vei fi pe vecea lui lângă inima sa. Te va purta. Dureri și deznădejdi fiind, mii de întrebări, mii de îndoieli, dar când privești în ochii lui, te început, El poate să-ți dea chiar aici, chiar acum, din această zi până în veșnicie, în dragoste divină te va purta. El va fi mereu chiar lângă tine. Vei fi pe vecea lui lângă inima sa. Dragostea divină te va purta. El va fi mereu chiar lângă tine. Vei fi pe vecea lui lângă inima sa. Te va purta. Amin. Mulțumim. N-au putut să fie împreună cu noi astăzi fratele Emil Bartoș, fratele Marian Chirla, fratele Mircea Oșvat ar fi dorit să fie, au trimis câte o mică scrisoare și îl invit pe fratele Daniel să citească din partea celor trei frați scrisorile care le-au trimis cu ocazia acestei sărbători. Frate Daniel. Am aici trei scrisori, două din America și una din Spania. Permiteți-mi să încep cu cea mai de aproape. Și a fratelui Emil din Spania. Dragi frați și surori în Domnul, îmi pare nespus de rău că nu pot fi prezent la această sărbătoare, reper a Bisericii Baptiste din Tulca, unde am slujit ca păstor 10 ani de zile. Mă găsesc tocmai în Spania, slujind bisericile de aici, dar inima mea simte cu voi acolo. Pentru mine și familia mea, cei 10 ani de slujire la Tulca au fost ani mult binecuvântați, având parte de respectul și ospitalitatea voastră. Dumnezeul nostru, în providența Lui, ne-a îngăduit să facem împreună o seamă de lucrări duhovnicești și pământești spre slava Lui. Nu voi putea uita niciodată închinările pline de încărcătură duhovnicească, mărturisirile celor ce au făcut legământ cu Domnul prin botez, misiunile în zonă și studiile biblice. Am avut în fratele Ghiță Chișe și în comitetul bisericii, în formațiile muzicale și în grupurile de rugăciune, parteneri loiali și curajoși. Au fost multe pietre de aducere aminte, care nu vor putea fi șterse din memoria noastră și din memoria bisericii. Dar peste toate, important este că am rămas credincioși Domnului, mărturiei lăsate de Duhul lui în Scripturi
și păstrată apoi de înaintașii noștri de credință. Acest adevăr doresc să și-l amintească mereu generația tânără, și anume că Domnul ne măsoară după credincioșie, nu după succes. Vă îmbrățișez pe toți cu o dragoste curată, aștept să continuăm colaborarea și să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Cu alese simțăminte în Domnul, pastor Emil Bartoș. Foarte frumoase aceste cuvinte. Mulțumim fratelui Emil și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Vom continua, desigur, și noi această colaborare și ne vom bucura ori de câte ori Domnul va îngădui să fim împreună. Continuăm cu cea de-a doua scrisoare, scrisoarea fratelui Marian. Presbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr. Mă gândesc cu bucurie la frumoasa dumneavoastră sărbătoare. Nu multe biserici au această oportunitate. Este un lucru mare să te poți gândi la oamenii lui Dumnezeu pe care această biserică îi are răspândiți prin țară și printre popoare. Mulți alții nu mai au pe cine să cheme acasă pentru sărbătoare. Ne pare rău că nu putem să fim acasă, dar împreună cu familia ne gândim cu drag la dumneavoastră și vă dorim să aveți bucuria de a vedea tot mai mulți tineri înțelepți și care au chemarea de a intra în lucrarea de propovăduire a Evangheliei. Vă salut cu drag și pe dumneavoastră, frați colegi alături de care împărtășesc aceeași bucurie și cinste de a fi un ambasador al cerului printre români. Cu aleasă prețuire pentru aleșii Domnului, pastor Marian Chirla, Biserica Baptistă Harul, Hollywood, Florida. Îl salutăm și noi cu drag pe fratele Marian. Mulțumim pentru aceste gânduri. Mulțumim că și-a dus aminte de noi în această zi și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze familia și lucrarea pe care o face acolo, numele lui. Amin. Amin. Continuăm cu cea de-a treia scrisoare, scrisoarea familiei Oșvat. Scumpă Biserica lui Hristos din Tulca, cu voia lui Dumnezeu suntem bine și sănătoși și ne gândim cu drag la voi. Chiar dacă suntem departe, vrem să fim parte la bucuria voastră 120 de ani de la înființarea Bisericii, să fim cu voi măcar cu Duhul dacă nu putem fi o prezență activă acolo. Îl sărbătorim pe acela care de-a lungul veacurilor și-a păstrat credincioșia față de noi din generație în generație, ne-a purtat și încă ne va mai purta până când El va pune capăt istoriei. Ziua aceasta să fie un prilej de mulțumire la adresa Dumnezeului nostru și o motivație de a împlini toate juruințele și promisiunile făcute Domnului. Psalmul 50, versetele 1, 2, 14, 15 și 23. Am fost binecuvântați de Domnul să ne naștem și să creștem în biserica din Tulca. Ne-am căsătorit și ne-am format ca și adulți aici și tot aici ne-am adus și copiii la binecuvântare. Este un leagăn al celor mai frumoase amintiri, atât pentru noi cât și pentru copiii noștri. Ne ducem cu gândul în urmă cu câțiva ani, când cu întreaga familie, duminică de duminică, veneam la Tulca și participam cu voi la programele bisericii. Ne închinam împreună, cântam împreună și luam masa împreună. Ședințele de comitet care se terminau noaptea târziu, chiar dacă au fost dezaprobate de familiile noastre, nu a contat atâta timp cât ele au fost un beneficiu pentru biserică. A fost o bucurie și o plăcere deosebită să ne lăsăm folosiți de Domnul așa cum a vrut El să o facă. Avem mulțumirea că generația noastră de atunci a făcut datoria fiecare cum a știut mai bine, că ne-am dat toată silința să fie omul potrivit la locul potrivit. Domnul a scris istoria acestei biserici la momentul acela cu fiecare din noi
și pentru aceasta a Lui să fie lauda în veci. Amin. Dar de când noi am plecat, am văzut că Domnul a continuat să scrie istorie la Tulca prin voi care ați rămas și prin copiii voștri. El este credincios și o va face și de acum înainte prin copiii copiilor voștri până la venirea Lui. Și acum aș vrea să vă adresez și vouă, dragi tineri, un scurt mesaj. Așa cum Pavel l-a îndemnat pe Timotei să transmită generației următoare valorile spirituale ale credinței, vă îndemnăm și noi să faceți și voi la fel, cu toată inima. În felul acesta, împliniți voia lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 4, versetele 12 la 16. Dragii noștri, vă iubim pe toți și vă păstrăm în inimile noastre. Bucuria Domnului să fie desfătarea voastră de acum și până în veac. Cu toată dragostea, familia Oșvat. Mulțumim Domnului și pentru implicarea pe care această familie a avut-o în lucrarea Domnului și pentru toate binecuvântările de care Dumnezeu ne-a făcut parte prin implicarea lor. Domnul să-i binecuvinteze și să-i păzească de orice rău. Amin. Amin. Mulțumesc, frate Daniel. Voi prezenta partea a doua a istoricului, după care îl invit pe fratele Ionică să aducă un cuvânt pentru biserică. De la înființarea Bisericii Creștine Baptiste s-a putut observa că terenul spiritual era propice credinței în Evanghelie. În anul 1896 a avut loc un nou botez cu 42 de persoane, biserica ajungând în scurt timp la 100 de membri. Casa lui Mangreu Teodor a ajuns neîncăpătoare, frații hotărând să cumpere un teren și să construiască o casă de rugăciune. În anul 1896 au cumpărat terenul pe care clădirea bisericii există și azi. În același an au ridicat și casa de rugăciune pe care au inaugurat-o cu mare bucurie și cu multe laude aduse celui preaînalt. Fosta clădire a fost mărită în mai multe rânduri. În anul 1954, în toamnă, clădirea a fost demolată și în data de 4 octombrie s-a pus piatra de temelie a actualului edificiu. Cu un efort deosebit, clădirea a fost terminată și acoperită la data de 20 decembrie a aceluiași an. Proiectul a fost adus de fratele Ioan Socaciu, fost director al Seminarului Teologic Baptist din București, om dedicat trup și suflet lucrării lui Dumnezeu. Fratele Socaciu a rămas la Tulca până când construcția a fost terminată. La interiorul bisericii s-a lucrat din 1955 până în iunie 1956. Inaugurarea noului locaș de închinare s-a făcut la data de 3 iunie 1956. În privința lucrării de predicare a Evangheliei în biserică, primii predicatori din loc au fost Popa Alexandru, zis Șandor, și Vidican Crăciun, al lui Huci. De la începutul lucrării au slujit din biserica din Tulca următorii păstori: Popa Alexandru, Vidican Crăciun, Chiș Ferenc, Bora Teodor, Bora Ioan, Pania Dumitru, Hălmăgean Pavel, Băjenaru Nicolae, Colțea Gavril. Și aș vrea să spun aici câteva lucruri. La data de 5 mai 1946, fratele Colțea a oficiat un botez nou testamentar cu un număr de 45 de persoane. Botezul a avut loc la canal, în partea dreaptă de la pod, erau montate corturile și am aflat că în duminica în care a avut loc botezul, s-a format o coloană de aici de la biserică și au pornit pe jos.